Bine, v-am regăsit. Am vorbit săptămânile trecute despre sport, am vorbit despre fotbal, am vorbit despre handbal. Acum a venit și rândul Coanchidoului, mai ales că este zi specială. Tocmai astăzi se împlinesc 25 de ani. Bună ziua, domnule Mihai Cristea. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumim frumos pentru prezență. Spuneam, la mulți ani e o zi deosebită pentru ce înseamnă Coanchidoul în municipiul Roman. Da, este într-adevăr o zi deosebită. Astăzi, 10 februarie, se împlinesc 25 de ani de când Coanchidoul a intrat în Roman. Noi am început să evidențiem acești 25 de ani de săptămâna trecută. Am început cu ziua de vineri. Vineri am avut un antrenament festiv, am spus noi, la care am invitat foști practicanți și toți practicanții actuale clubului BAU din Roman. Am zis antrenament festiv, deoarece l-am chemat și l-am invitat inclusiv pe domnul Dumea Valerică, cel care a înființat acest club, care este fondatorul acestui club, și l-am rugat să desfășoare un antrenament ca acum 25 de ani. Da, s-au schimbat multe lucruri în acest sport de-a lungul timpului. Mă uitam pe coanchidou.ro, am văzut că există un site cu informații actualizate, m-am uitat un pic la istoric ca să înțeleg mai bine și erau acele poze alb-negru din 1980 cu primii pași făcuți în ceea ce înseamnă coanchidoul. Nu s-a schimbat, nu? Tehnicile sunt aceleași? Da, coanchidoul este un stil de arte marțiale relativ nou apărut pe firmamentul artelor marțiale, ca și forma actuală sub denumire de coanchido. El își are rădăcini în sute mii de ani de arte marțiale cu proveniență din Asia. Cel care a înființat coanchidoul este maestrul Pham Suan Thong, care i-a dat această denumire, are rădăcini atât din Vietnam, cât și din China, profesorul maestrului nostru fiind de origine chineză, maestru Chao Kuanqi, de la care provine și numele, da. În coanchidoul românesc și implicit în coanchidoul romașcan nu s-au schimbat lucruri, s-au perfecționat, s-au îmbunătățit. Este un curs firesc pe care ar trebui să-l aibă orice lucru. Noi am încercat să ne ridicăm la un anumit nivel. Am pornit acum 25 de ani de la zero. De fapt, domnul Diume a pornit de la zero. Vorbim despre orașul Roman. Și am ajuns astăzi la un club care, spunem noi, că arată bine. Este unul dintre cele mai importante cluburi din România. Și cu foarte multe premii. Am văzut răsplata venită de-a lungul timpului, prin muncă, bineînțeles. Da, când spun că suntem unul din cele mai importante cluburi, nu spun eu asta, spun statisticile, pentru că, ca orice federație, avem statistici și la fiecare sfârșit de an tragem linie și chiar și anul acesta am fost printre cluburile importante din România. Câți membri număra la început? Adică cu câți oameni s-a plecat la drum și câți sunt acum? Pentru că am văzut, cel puțin ieri pe Facebook, o grămadă de părinți care au fost la acea manifestare de duminică, spectacol excepțional pe care l-ați organizat, și erau zeci de filmulețe cu copiii care făceau demonstrații. Da, povestea clubului nostru este una chiar de poveste, zic eu. Acum 25 de ani, domnul Diume a venit la Roman invitat de doi prieteni, au pus două, trei afișe prin oraș și au chemat doritorii în ștrandul orașului, care, bineînțeles, pe vremea aia nu era cu apă în bazine, și în bazinul mare s-a desfășurat o selecție, chiar în bazinul mare. Mulți? Au fost câteva sute de doritori, au fost selecționați 200, pe prima listă de înscriere au fost 200 de practicanți. Era și dorința aia la momentul respectiv, imediat după Revoluție, când înainte de Revoluție artele marțiale nu prea erau agreate, dar nu erau agreate. A venit Revoluția și imediat
Lumea a fost dornică să a fost la liber și, da. Și au fost foarte mulți doritori. Cei 200 de practicanți s-au mutat un timp în diverse locuri, diverse săli din oraș, ca ajungând într-un loc stabil la un moment dat în sala de sport a liceului numărul 2, fostul liceu numărul 2, actual Vasile Sav. Ne-am desfășurat activitatea în acea sală o perioadă, după care ne-am mutat la școala numărul 5, în sala de sport. Domnul Diumea în 1996 nu a mai putut, începând cu acela, nu a mai putut să facă navetă, pentru că efectiv făcea naveta Bacău-Roma și invers de 3 ori pe săptămână pentru a participa la antrenamente, a conduce antrenamentele noastre. Am avut marea onoare să fiu cel numit să-i continue munca și începând din acel an până astăzi am încercat să mă ocup cât mai bine de acest club. Mai există acel interes care era la început pentru Aikido? Pentru arte marțiale în general. Pentru arte marțiale în general. S-a transferat puțin interesul. În acei ani erau foarte mulți doritori din rândul adulților și a adolescenților. Treptat interesul s-a transferat către copii din ce în ce mai mici și ați văzut la demonstrația noastră de duminică seara, era un număr cel mai mare. Da. Așa. Există totuși interes, este îmbucurător că vin, nu neapărat să facă cu Aikido, vin să facă mișcare. Mișcare, da. Întotdeauna de aia și întreb dacă există acest interes pentru sport, să ne mai și mișcăm, nu să stăm toată ziua lipiți de o masă și de un scaun. Da, nu știu dacă vin din proprie inițiativă copii sau vin sfătuiți sau aduși de părinți. Este ok că vin și, cum ați spus, se mai desprind din fața, de pe scaun și din fața calculatorului, se mișcă, cresc mai sănătoși, mai armonioși, cu mintea mai limpede, mai echilibrați. Ne place să spunem că avem niște oameni echilibrați din punct de vedere și fizic și psihic. Emoțional, da, inclusiv. Ne ocupăm și de partea asta. Și, da, în ziua de astăzi, clubul arată așa cum l-ați văzut duminică seara. Am avut invitați din rândul foștilor noștri practicanți care astăzi sunt centuri negre și instructori prin alte cluburi din România, chiar unul din instructorii noștri care activează în Anglia a făcut un efort și a reușit să ajungă. Da, eu zic că arată bine clubul Bacău-Roman astăzi. Există o limită de vârstă? Dacă vrei să începi să înveți ce înseamnă artele marțiale, o să fii refuzat? Nu. Nu. Spre deosebire de alte sporturi, artele marțiale se pot practica la orice vârstă, până la cea mai înaintată vârstă. Un senior la Roman avem? Cam la ce vârstă ne clasăm? Înțeleg că cei mici pleacă de la 3-4 ani, poate... Cei mici, da, într-adevăr, vârsta s-a dus mult în jos. Au fost perioade când recomandam părinților să-i lasă să crească până la 7 ani. Astăzi avem copii de 3-4 ani în sală. Da, sunt doritori și ar fi păcat să nu-i primim. Bineînțeles că cu Aikido pentru copii este diferit decât cel pentru adulți. Este adaptat astfel încât să-i atragă, nu să-i sperie. Da. Seniori sunt. Avem practicanți peste 40 de ani, 50 de ani în sală care vin cu drag și cu pasiune și muncesc cot la cot cu cei tineri, transpiră, dau examene, nu mai participă la concursuri pentru că regulamentul nu le mai permite, dar vin. Și cei mai vârstă. Pentru că spuneați de aceste rezultate și concursuri, cum și spuneam, statisticile dovedesc faptul că la Roman avem un club de foarte mare valoare. Dacă o luăm așa, avem pe categorii de vârstă, cum se împarte ceea ce înseamnă competiția în Aikido? Da, inclusiv regulamentul competițional s-a modificat datorită numărului mare de copii care sunt atrași de
de artele marțiale. Competiția copiilor începe de la vârsta de 4 ani, ceea ce nu exista până acum câțiva ani, deci deja cei mititei au o probă a lor, bineînțeles că nu este o probă de contact, este o probă tehnică pentru ei. Sunt foarte... fragili, probabil, nici nu... Da, nu, mai... încercăm să, cum am spus, încercăm să-i atragem, nu să-i speriem. Și atunci există aceste probe pentru ei, sunt foarte încântați, mai ales dacă vin cu o medalie sau o diplomă de la o competiție, este extraordinar pentru ei. Copiii merg până la vârsta de 12 ani, începând cu 12 ani trecem la vârsta de, la categoriile de juniori. Și apoi, bineînțeles, după 18 ani, seniorii. Am înțeles. Avem competiții atât interne cât și externe pe fiecare categorie de vârstă. Anul trecut sportiv a fost cu două competiții internaționale, un campionat european pentru seniori în Elveția, unde am avut 4 reprezentanți care au venit cu 5 medalii, 4 de aur și una de argint, și de asemenea a fost campionatul european pentru copii și juniori cel în Franța, nu? Da. Nu mai știu numărul medaliilor, dar au fost. Au fost prezentat noi în buletinul informativ, erau 5, 4 de aur, parcă și una de bronz. Sper să nu fi greșit. Astea au fost, nu? La seniori. La copii seniori. Au fost mai multe. Da. Atunci au fost mai multe. Asta este important, că i-ați atras pe copii, iar la final rezultatele s-au văzut, se transformă în aceste medalii. Dacă ar fi așa să le enumerați, câte medalii sunt aduse la... Nu știu. Nu știu. Toată lumea ne întreabă. Câte medalii aveți? Sute. Sute. Sute, zeci la competițiile externe, sute la cele interne, și aici vorbim despre campionatele naționale, nu vorbim despre competiții mici, locale sau de altă natură. Vorbim doar despre competițiile la nivel național. Și sunt sute, am renunțat să facem statistici, pentru că la un moment dat poate pentru unii ar părea și plictisitor să ieși în fiecare zi să-ți enumeri. Am luat 10 medalii, Da, când spui 10 medalii de aur, parcă nu sună rău deloc. Chiar dacă nici lauda de sine nu aduce bine, dar e ceva. E mai mult decât ce se întâmplă în alte sporturi. Da, e ceva. E munca lor și trebuiește într-adevăr evidențiată, dar o evidențiem la momentul respectiv. După fiecare competiție, îi evidențiem pe copiii, pe sportivii care au venit cu rezultate. Câți dintre membrii clubului fac sport practic de performanță? Adică vorbim de cei care participă la concursuri. În fiecare an, componența loturilor care reprezintă clubul la competițiile interne și externe diferă. Diferă de ce? Pentru că practicanții vin și pleacă, nefiind un sport profesionist. Practicanții vin și dintr-un motiv sau altul mai pleacă și atunci suntem nevoiți să avem o selecție continuă la nivelul sportivilor. Există, bineînțeles, un nucleu, spre exemplu, cei care astăzi sunt seniorii noștri și care ne reprezintă la lotul național. Chiar în perioada aceasta avem lotul național care se pregătește chiar la Roman. O dată la 2 săptămâni vin în cantonament la Roman și avem și acum 5 sau 6 sportivi. Parte dintre ei mai activează la clubul nostru, parte... Suntem promotați la alte cluburi, nu? Da, da. Și acești sportivi, seniorii despre care spuneam, 100% provin de la grupele de copii. Vin de mai bine de 10 ani la sală. Și cam ei sunt nucleul. Da, în jurul căruia mai puteți adăuga tineri cu mai puțină experiență, nu? Da, e adevărat. Tot timpul cei tineri trebuie să încurajați, trebuie să atrași chiar dacă nu vin cu rezultate de la început. Am fost la un campionat internațional la Botoșani în luna octombrie și am avut în jur de 35 de sportivi cu care am fost. Nu toți au venit cu performanță. O mică parte dintre ei au venit cu performanță, dar ne gândim și la viitor și trebuie să încurajăm și pe
pe cei care vin din urmă. Și experiența până la urmă și ceea ce văd acolo îi poate ajuta să progreseze, să avanseze? Este adevărat, este adevărat. Competiția, experiența căpătată în competiția sportivă face mult mai mult decât poți tu ca antrenor, ca instructor să-i arăți în sală, pentru că acolo el va trăi anumite emoții, va înțelege că lucrul trebuie făcut într-un anumit fel, nu cum și-l imagina el, mai intră în contact cu alți sportivi, sportivi valoroși de la alte cluburi, dar cea mai importantă este emoția pe care ei o trăiesc acolo și pe care uneori nu reușim să o depășim nici noi cei consacrați și mai cu experiență, pentru că emoția este un lucru care nu trebuie neglijat și uneori strică cam tot ce, dacă nu reușești să o stăpânești, strică cam tot ce încerci să construiești la antrenament. Dar înțeleg totuși că prin acest sport și acest echilibru se învață poate înainte de toate. Da, avem și... să ai o stăpânire de sine. Da, este adevărat. Avem și o latură a coanchidoului care se ocupă de latura de partea aceasta despre care spuneați. Este vorba despre gimnastica energetică, Tam Te se numește în limba vietnameză, pentru că noi folosim termeni vietnamezi în coanchido. Avem latura aceasta a tamteului, similară cu tai chi-ul, pentru... Da, poate e mai cunoscut pentru cei, da. Da, este mai cunoscut. Și încercăm să, prin latura aceasta, să îi determinăm să-și stăpânească emoțiile, să... Da, emoții care... Deci lucrul ăsta nu este important doar în competițiile sportive. Ei poate vor face față altfel și la examenele de la școală, la, nu știu, în general, în viață. În viață, da. Dacă îi chemăm la televizor, ar trebui să stăpânească mai ușor emoțiile. Nu, la televizor nu ne putem. Nu. Eu, personal, nu pot stăpâni emoțiile și nici ei nu suntem obișnuiți cu... Ce înseamnă stica, nu? Da, este altceva. Ar trebui, nu știu, să găsim și aici o variantă, nu? Da. Ar trebui să începem și noi să facem cursuri. Mă întorc la ce înseamnă munca în sala de sport. Cât se muncește? Adică pe săptămână ce înseamnă acest antrenament, ce înseamnă ele? Spuneam mai devreme că nu suntem un sport profesionist, deci nu ne putem permite să ne antrenăm zi de zi. Ne antrenăm în săli închiriate și acestea înseamnă niște costuri. În general, antrenamentele sunt de 3 ori pe săptămână, asta în perioada non-competițională. În perioadele din preajma competiției ne antrenăm chiar zilnic, exceptând sâmbăta și duminica, când, sau uneori chiar și sâmbăta și duminica, depinde de competiția la care urmează să participăm, dar în general de 3 ori pe săptămână ne întâlnim pentru tehnică, pentru că competiția este doar o latură a coanchidoului. Este o latură de... Este un final, cea care, o concluzie, nu? La o muncă depusă pe un anumit timp. Da, este cea care ne scoate în față, așa. Competiția ne face publicitate, pentru că, na, ca oriunde este nevoie. Dar nu rezultatele sportive sunt cele mai importante. Cel mai important este rezultatul care nu se vede, adică acei oameni care reușesc să se comporte într-un anumit fel în societate, care nu o să vedem poate cu aruncând chiștoace pe stradă, guma de mestecat pe unde apucă, să scuipe pe unde... Vorbim și... nu numai despre sport, vorbim și despre educație. Da, eu zic că ăsta e rezultatul cel mai important, cel mai de preț. Medaliile, cum v-am spus, vin cu sutele, vin cu zecile, se mai uită, dar oamenii rămân și este important cum rămân. Pentru că ei, la un moment dat, poate nu mai vin în sala de coanchido, dar intră în societate și eu zic că ceea ce învață la sală le este de folos. Vreau să vă întreb, spuneați că nu există o sală. Ar trebui ca și noi la Roma să avem o sală, clubul să aibă propria lui sală, unde toată lumea să se poată antrena, să scăpați de acea grijă de orar, de bani, de...
oricine își dorește lucrul ăsta, puțin sunt în România care își permit să aibă propria sală, cel puțin la noi în Coanchidou. Cred că sunt maxim două cluburi care își... Care au propria lor sală. Da. Pentru că asta înseamnă costuri, înseamnă, de fapt, costuri. Asta ne împiedică să... Costuri nu mai de construire, până la urmă, și de întreținere. Și de întreținere, sigur că da. Și atunci, marea majoritate dintre noi ne desfășurăm activitatea așa, sub formă de săli închiriate. Normal că ar fi extraordinar să avem sala noastră. Suferim foarte mult datorită faptului că nu avem saltele în sălile de antrenament. Avem două săli în care ne antrenăm, sala de la școala numărul 1 pentru copii, cea de la școala numărul 5 pentru juniori și adulți. Nu avem saltele. Și asta este un lucru care își pune amprenta asupra pregătirii noastre. Nu poți să faci exerciții, da. Nu poți să pregătești copilul pentru o competiție sportivă pe parchetul sau dușumeaua unei săli obișnuite, ca atunci când ai avea saltea. Prudența noastră este maximă. Mulțumim lui Dumnezeu că nu am avut evenimente nedorite în sală în cei 25 de ani, chiar n-au fost și nu ne dorim să avem, dar asta a însemnat multă prudență din partea noastră și poate cu riscul de a nu veni cu atât de mari rezultate în competiții. Da, adică, dar a fost o bază bună, nu? Da. Preferăm să... Dar avem... mai există în sălile de sport saltele? Este vorba despre saltele speciale pentru antrenament pe care nu ni le putem permite. Cât înseamnă o astfel de saltea? 10.000 de euro? O saltea, un teren înseamnă... Un teren, da, totul, am înțeles, da. Da. În jur de 10.000 de euro. Deci pentru a echipa o sală pentru noi, ar ajunge în jur de 10.000 de euro. Bine, acum nu ne-ar strica să avem și mai puține, numai că încă căutăm resurse și poate într-o bună zi o să le găsim, să avem și... Echipamentul este oferit de club, fiecare și-l cumpără? La nivel de mare performanță, clubul și Federația Română de Coanchidou asigură echipament, dar la nivel de copii, de practicanții obișnuiți, acestea se cumpără, sunt personale, fiecare își cumpără echipamentul. Sponsorul principal fiind părintele, părinții care, după părerea mea, sunt extraordinari. Să-i vedeți cum vin la sală și lasă copilul în sală, pentru că nu îi las, n-am cum să-i las să stea în sală. Stau afară că e zăpadă, că e frig, că e ploaie, stau afară un ceas și așteaptă copiii. Este un efort mare din partea lor și trebuie să apreciați. Nu cred că am reușit vreodată să le mulțumesc suficient de mult pentru lucrul ăsta, pentru ceea ce fac pentru copiii lor. Na, e un efort, zic eu. Și nu tocmai ușor. Sunteți singurul care vă ocupați de copii? Există mai mulți profesori, maestri, nu știu cum este corect termenul, care este termenul corect. Da, nu sunt singur. Nu m-aș descurca. N-aș avea cum să mă descurc. Avem centuri negri în sală, instructori acreditați de Federația Română de Arte Marțiale și... Și care sunt romașcani sau tot așa trebuie să facă naveta? Nu, romașcani, sunt sportivii noștri pe care i-am crescut la clubul Bau Roman și cei care au mai rămas în Roman, pentru că majoritatea sunt plecați. Dintre centurile negre pe care le-ați văzut duminică seara la sala polivalentă, o treime sunt la Roma, restul sunt plecați. Nu, avem instructori pricepuți, zic eu, și asta se vede, instructori care știu să lucreze cu diverse categorii de practicanți, plecând fiecare de la... Fiecare specializat, da, pe... Sigur, plecând de la cei mai mici și terminând cu cei mai mari. Nu la fel lucrez cu cei mici, ca și cum ai lucra cu adulți. Sunt două lumi total diferite. Mai ales că copiii sunt într-o continuă transformare, mă surprind de la o zi la alta. Da, nu știu, dar... Na.
cum o spuneam, sunt alte generații, poate noi am fost altfel față de cei dinaintea noastră, ei sunt altfel, noi trebuie să găsim soluții să învățăm, să-i atragem, și cred că reușim. Când spuneți centuri negre, câte avem în român? Câte centuri negre a scos Clubul Bau? Eu sunt tot cu statisticile, știu că nu vreți să le notați. Am văzut acolo pe site, erau vreo 12, cred, poate și mai mult. Deci Clubul Bau Român de-a lungul timpului a scos 10 de centuri negre. Cineva spunea că dacă dintr-o sută de practicanți iese o centură neagră, este obiectivul atins. Eu cred că am depășit acest obiectiv. Au fost zeci de centuri negre. Duminică, cu tot cu cei care nu mai practică cu Aikido, cred că au fost în jur de 30 care au răspuns prezent la acțiunea noastră. Ce înseamnă o centură neagră? Cum se obține ea și în cât timp? Știu că și dumneavoastră aveți. Da. Da. Cel mai bun exemplu, ca să-mi povestiți ca să ne dăm seama pentru cineva care ar vrea acum să înceapă acest sport, dar are și un țel acela de a avea centura neagră. Da, pe vremea când am început eu cu Aikido-ul, îmi imaginam că centura neagră poate să o aibă doar Bruce Lee. Da. Asta era concepția de atunci. Atâta știam și noi de la televizor. Da. Da, să ajungi centură neagră înseamnă un nivel de maturitate într-o artă marțială și nu se obține ușor. Sunt diferite etape, sunt câteva trepte până la, deci centura neagră este a cincea treaptă pe ierarhia gradelor în Aikido și aici vorbim despre gradele adulților, pentru că copiii au o altă ierarhizare, da? Și acest lucru se poate obține în 5 ani de practică intensivă, da, intensivă, nu vii astăzi, mai vii peste 5 ani și îți dă cineva centura neagră. Pentru că Aikido încearcă să respecte cât mai mult partea de tradiție și nu aruncă centurile negre așa la voia întâmplării. Nu scala bazar de vânzare. Da, președintele Federației Românii de Arte Marțiale, domnul Florentin Marinescu, fără a ne lăuda, dar are tot timpul un cuvânt pozitiv despre mișcarea noastră de Aikido și spune că suntem unul dintre puținele stiluri care mai încearcă să păstreze tradiția și păstrând tradiția nu suntem atât de darnici cu centurile negre, deci trebuie să muncești să poți să obții. Prin muncă și seriozitate, bănuiesc, asta e... Muncă și seriozitate la antrenamente și, cum spuneam și mai devreme, și ca exemplu în afara sălii, pentru că o centură neagră, în mod obligatoriu, va fi un exemplu și în afara sălii, nu doar în spațiu de luptă sau în sala de antrenament. Dar obținerea ei vă ajută mai departe la ceva? Nu mă gândesc neapărat un material. Ce reprezintă o centură neagră? Unul dintre colegii mei prezent la acțiunea pe care am avut-o zilele trecute, Ștefan Prigoreanu, care este și vicepreședintele Federației Române de Aikido, am început cu Aikido-ul împreună, spunea că în momentul în care ai obținut centură neagră, poți să obții orice în viață. Adică este un nivel la care reușești să ajungi și munca pe care o depui până să ajungi centură neagră te ajută în afară. Definești centura neagră. Este un grad de maturitate la nivel de arte marțială, cel puțin la noi, în Aikido. În România este dezvoltată Aikido-ul mai mult decât alte tipuri de arte marțiale? E cel mai bine dezvoltat, să spun așa? E cel mai prezent în spațiu? Nu știu. FRAMU, Federația Română de Arte Marțiale, se ocupă de statisticile astea. Ceea ce știu eu, că suntem bine reprezentați la nivel național. Suntem una dintre cele mai mari federații, ca și număr de practicanți. Dar dacă ne comparăm cu celelalte state din Uniunea Europeană, că tot vorbim despre UE toată ziua, aceste medalii pe care dumneavoastră le-ați obținut, înseamnă că în România cu Aikido-ul nu numai că a păstrat tradiția, dar și calitatea destul de sus. Da, pot spune cu mândrie că suntem una dintre
federațiile la sufletul maestrului fondator. Maestrul fondator trăiește, este în viață. Înțeleg că vine. Vine de două ori pe an în România și suntem una dintre federațiile pe care dumnealui le iubește în mod deosebit. Atât ca număr de practicanți, cât și ca rezultate sportive, suntem între primele trei federații la nivel mondial și aici ne batem cu Franța și Italia, veșnici rivali, pentru că așa e frumos în sport să ai și rivali, dar rival la sensul de cel constructiv, dar nu există așa ceva în Coanchido. O să vedeți în competiții, pun picioare împărțite și apoi strângeri de mână și îmbrățișări, pentru că așa este normal. Și nu numai fair play, e omenesc, sufletește. Păi nu, se confruntă în competiții și apoi stau împreună la masă, fără niciun fel de reproș sau nu o să vedeți niciodată reproșuri. Avem ședințe tehnice, avem ședințe la nivel de federație. Am înțeles că se mai întâmplă lucruri urâte prin alte părți. La noi nu o să vedeți niciodată reproșuri, nu o să vedeți certuri. Nouă ne se pare că așa e ok, așa ar trebui să fie. Știți că în sport se spune că există acele șpăgi de măsluit, competițiile. Există astfel de discuții și la nivel de Coanchido, că arbitrajul n-ar fi fost corect? Ați avut vreodată Bănuiesc acele șpăgi de care spuneați, intervin acolo unde e vorba de câștiguri materiale. Marele nostru avantaj al Coanchidoului este că nu avem câștiguri materiale. Sunt minime. La prima vedere pare un dezavantaj. Muncești, te străduiești, transpiri, pentru ce? Că nu-ți dă nimeni niciun ban sau poate îți dă foarte puțin. Nu e adevărat. Nu pentru asta muncești. Muncești pentru tine ca și om, ca și practicant și pentru ca în afara sălii să poți să te formezi ca om astfel încât în afara sălii să poți să răzbați prin viață. După cum a zis și mai devreme, asta este câștigul. Da. Deci șpăgile nu există, nu există termenul ăsta. Care să nu fie... Ca oriunde sunt reproșuri, în special la competițiile copiilor, unde părinții sunt în sală și atunci fiecare părinte și-ar dori ca și copilul lui să câștige și atunci pe cine să dai vina? Pe arbitru. Nu pe copil, care poate nu s-a pregătit așa cum trebuia. Arbitru tot timpul va fi un om arătat cu degetul, dar nu se pune... Problema de nereguli. Sau nu intenționate. Nu intenționate, da. Nu cu rea voință. Ce pregătiți pentru perioada următoare? Am avut această sărbătoare de acum înapoi la muncă, nu? Înapoi la muncă va fi o săptămână de relaxare pentru noi. Unii dintre noi, pentru că cei care sunt la lotul național deja sâmbătă vor avea iarăși cantonament de lot. În luna aprilie, chiar la începutul lunii aprilie, va fi campionatul mondial în Belgia. Sperăm sportivii noștri să ducă până la capăt munca de lot național și să reușească să fie selecționați să participe. Da. Apoi vin campionatul copiilor, seniori, stagii de pregătire, examenul și așa mai departe. Nu se termină niciodată munca. O ultimă întrebare. Cei care ar vrea acum să vină la club, cum vă găsesc și ce ar trebui să aibă în afară de voință? În afară de voință, un echipament sportiv. Un echipament sportiv, un training obișnuit la început și... nici măcar papuci nu ne trebuiesc, stăm mai mult desculți și ne găsesc ușor la școala 1 sau la școala 5. Facebook-ul avem deschis și acolo sunt toate informațiile. Numărul meu de telefon este afișat peste tot, este un număr public. Da, este public. Da. Deci cine vrea să vină, n-are cum să ne rateze. Și o taxă există de înscriere? Fiind o entitate care se autofinanțează, avem un abonament lunar din care reușim să supraviețuim. Am înțeles și poate dacă vor veni foarte, foarte mulți oameni, veți putea măcar o sală să echipați cu saltea. Asta ne dorim. Asta ne dorim. Și cei mici și cei mari să aibă acea siguranță. Mulțumesc frumos pentru informațiile oferite încă o dată la mulți ani. Mulțumesc și eu și
Na, vă mai așteptăm în sala noastră de Coanchidou. Cu mare drag. Rămâneți alături de programele Roman 24. Urmează interviu cu Flora Ordan. Are un invitat special și în această zi. Iar imediat după vedem iar Clubul Bau, exact reprezentația de duminică la Marea Sărbătoare. Exact ce am vorbit noi în ultima jumătate de oră. Rămâneți cu Roman 24.